Reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Nicolina Dobrilă, a convocat marți 9 august la sediul instituției o serie de factori cu responsabilitate în activitățile de promovare a turismului din Neamț. Este vorba de conducerea ale unor societăți comerciale de salubritate, reprezentanții unor societăți comerciale, ai unor instituții publice, precum Consiliul Județean, dar și ai unor organizații non-guvernamentale ce doresc să se implice în acțiunea de ecologizare a unuia dintre cele mai frumoase obiective turistice ale județului, lacul Izvorul Muntelui. Parteneria cu Asociația Sens Civic organizează marți 9 august, ora 11, în sala Ion Creanca, Palatului Administrativ, o întâlnire dedicată inițierii unei campanii de ecologizare a lacului Izvorul Muntelui Bicaz. Campania implică acțiuni ce se vor desfășura pe toată perioada lunii septembrie și care necesită colaborare între toți actorii locali, autorități publice, organizații neguvernamentale și cetățeni. În acest sens, la întâlnire sunt invitați să participe atât instituții publice, cât și societăți comerciale și organizații neguvernamentale care au responsabilități în domeniu. Prefectul Nicolina Dobrilă se simte datoare să atragă atenția tuturor factorilor cu responsabilitate în domeniul promovării turismului din județul Neamț asupra necesității găsirii de mijloace financiare pentru acțiunea de ecologizare a unei dintre cele mai frumoase obiective turistice neamțene, lacul Izvorul Muntelui, din păcate extrem de poluat, cu puzderie de deșeuri lăsate de turiști. Potrivit declarației prefectului Nicolina Dobrilă, lacul Izvorul Muntelui reprezintă din punct de vedere turistic un brand al județului Neamț și este absolut necesar să găsim resurse atât umane cât și financiare pentru a asigura conservarea și valorificarea acesteia. În urmă cu câțiva ani, și Asociația Mușatinii de la Colegiul Național Roman Vodă a participat cu un grup semnificativ de voluntari la o asemenea campanie de ecologizare a lacului Izvorul Muntelui.